Domnul profesor Georgescu a fost omul care ne-a îndrumat pașii pe tărâmul și în inima cardiologiei, ceea ce realizăm noi astăzi la 7 ani, aproape din ziua în care, din păcate, dumnealui nu mai este printre noi, îi se datorează și ne aducem aminte că atât modul de a sta de vorbă cu bolnavul, cât și tehnicile pe care le folosim astăzi au fost posibile datorită strădaniei dumnealui ca acest institut în care astăzi lucrăm și în care ajutăm sute de oameni din această parte a țării sunt posibile. Iată că se împlinesc 7 ani, au trecut foarte repede, așa cum trec, din păcate, toate momentele din viață. Și ne aducem aminte cu recunoștință despre dumnealui. Cu siguranță că n-ar fi fost astfel cum este astăzi. A fost un pas înainte, mare, fără de care ceea ce facem astăzi în Iași, cu siguranță că n-ar fi existat. Este greu de imaginat altfel.